Hai, noroc, băieți, și fete, bine v-am regăsit la episodul 2 din Grand Theft Auto 3. Let's play Grand Theft Auto 3, da? Gameplay. Hai să dăm start game, load game. Sper să vă placă această serie. Vă duceți să facem let's play cum ar fi și Hitman, etc. Dar stați puțin că se o depărtare. Se mișcă ciudat jocul, se mișcă prea greu, nu știu. Și vedem la guat. Băieți, nu știu ce pot să fac în legătură cu asta. O să pun o pauză și vin imediat. Așa, nu știu cum. Bă, dar se mișcă în lag, bă. Îmi pare rău dacă o să se miște videoclipuri în lag, băieți, dar nu știu de ce, nu știu ce pot să fac în legătură cu asta. Că de obicei n-ar trebui să se miște așa, că e joc vechi. Și genul pe filmare, mă uit pe filmare la frame-uri. Bă, am multe, dar se vede în lag filmarea și nu știu de ce. Îmi pare rău pentru cei care nu vă place treaba asta, dar n-am, nu știu, am să caut niște tutoriale pe YouTube. Cum să rezolvi lagul pe care am tept auto 3 când filmezi. Că nu știu. Și serios, n-am avut niciodată, mai zic, e joc vechi, n-ai cum să ai lag cu așa ceva, deci e imposibil. Efectiv. Da. Bă, nu intra mie, nu fi pulangiu. Așa. Oricum, băieți, sper să vă placă această serie, deci dați pe acolo un like, un subscribe și un share, m-ar ajuta și pe mine. Oricum, vreau să țin seriile astea de let's play cât mai mult timp. Ca astfel, după ce o să mai postez, când o să termin seriile astea, nu o să mai am ce efectiv ce să postez și de asta o să-mi fie cea mai mare teamă, că iară moar, iară las canalul inactiv. De asta am făcut și seriile astea, ca să am ce să postez, vlogi, dar nu le-am făcut. Sau îl calc pe ăsta direct, că e mult mai ușor. Așa. E mult mai ușor să-l calc. Bun. Acum o să luăm mașina. Și trebuie să mergem să o reparăm la Paint și să-i o ducem lui sau cum îl chema pe ăla. Trebuie să-i o și revopsim, știu. Așa. Poate videoclipul astăzi postăm două misiuni la Grand Theft Auto 3, dar nu cred, desigur. Nu sunt 100% sigur. Acum, Ana, cine se pricepe pe treaba asta și știe ce poate să facă ca să nu se mai miște și așteptă PM pe Discord, că acolo răspund super repede. Cam notificările pe telefon imediat cum am văzut, bam. De asta vă zic. Da, nu, Luigi, nu Luis, dar oricum. E aproape. da. Și cine știe cum pot să-mi piratez și eu pe Anycam pe 32 de biți, aștept un mesaj pe Discord, că nu vreau să mai apare logo-ul ăla cu Anycam, arată super urât acolo sus. Nu știu, nu-mi place. Arată o stare. Bun. Și acum o să ieșim și asta a fost misiunea. Da, o cred că o să mai facem una, dar revin când ajung acolo. Bun, băieți, vreau un like pentru această misiune bonus pe care am să vă postez acum. Da, deci vreau un like pentru misiunea bonus. Dry Misty for me, ok. Acum cred că ne trebuie și ceva mașina ca lumea, doar nu o să ne plimbăm cu dubița cu care am venit. Asta nu e ca lumea, dar merge. Bun. Go bike up Misty. Ok, haide să o luăm pe Misty, să o ducem nu știu nici unde, dar... da, venim aici, claxonăm, gen, da, știu. Cred că nu o să-mi... Cred că n-am trecut de 10 minute să trebuiască să randez videoclipul, că nu am chef, durează prea mult, sincer. N-am chef. Bun, dacă te-ai mișcat și tu puțin mai repede, ar fi treabă, părerea mea. Tă se mișcă ca... Haide. Și o ducem la ăla, ceva gen garaj de repara mașini, știu că trebuia să o ducem. Da, Joey, așa. Și o să ne-l deblocheze și pe Joey și o să avem misiuni de la el.
Deci, da. Eu v-am zis că n-am cum să o joc. Bă, băieți, poate dacă merge seria asta și așa, cred că o să-și cânt și GTA 2 după ce te întoarce serverul, dar nu, că ăla nu-mi place. Chiar nu-mi place. Mai ales cu mapa, n-ai minime măcar să știi pe unde să te duci. Aia e cel mai enervant. N-am suportat la jocul ăla niciodată treaba asta. Că nu-ți lasă un minime ceva să știi să te descurci. Wow, cât de repede se schimbă mașina și cât de urât arată. Wow. Nu m-aș fi așteptat la treaba asta. Pro. Și da, și acum o să ne depuneze litera J pentru misiuni. Da. Băi, cam atât ca episod. Vă pup, fratele. Re.